spuneți-ne, vă rog frumos, ce ați pregătit astăzi la inaugurarea centrului Legacy de la Ecrean? Mă propun de domnule primar de a face ceva aici. Apoi la dispoziție un spațiu, zice, faci ce crezi de credință. Și atunci a venit această idee pe care o aveam mai demult, nici o școală pe o Eminescu, care constă în ce realizarea mea este la preiul Eminescu, care s-o așezăm în curtea școlii, în interiorul școlii, pentru a sărbători ziua culturii lumea, în 15 ani. Nu este important la fluia în sână, cât ceea ce se întâmplă în jurul din concursul de creație artistică, muzicală, plastică și așa mai departe, literară, și conștientizarea unei culturi române la nivel de școală. Adică școala se ocupește de cultura română. Și atunci am zis că, fiind un centru recreativ, și în recreativ există cuvântul creativ, atunci am zis că concursul ăsta de creație să le promovăm și să înceapă din centrul ăsta. Această lansare a lui Eminescu, aceste idei, aceste proiecte al meu, să vedem... Nici o școală fără Eminescu. Fără Eminescu, să se numește proiectul, să vedem ce mai ieși. Sigur, proiectul este realizat în așa fel încât să-și poată permite o primărie, o școală, un sponsor, să facă cadou școlii, nu știu, este o variantă în rost, o variantă în piatră și o variantă de interior, care în funcție de asta prețul respectiv ajunge până la 3.000 de euro. Ceea ce este foarte puțin, în care există execuția lucrării, montajul, toate cele pentru exterior, trebuie să îndeplinim niște condiții cu Ministerul Culturii, să avem niște documente făcute, pentru că este spațiu public și atunci trebuie neapărat să facem niște documente ca Ministerul Culturii. În rest, realizarea lui a fost făcută mai mult timp. Ideea e pornită de când am intrat la 9-a de liceu, când am avut primul Ministerul la mine în grădină. Eminescu, pe care l-am pomat în beton și care și acum există, din 1971. În grădina dumneavoastră? În grădina părinților, da. La copilăriei mele. Și de acolo a venit ideea că de ce nu aș face fiecare școală un Eminescu, mai ales că nu se zăpează și nu se știe de ziua culturii. Și asta e un eveniment poate și foarte. În 15 ianuarie, ziua culturii române. Astăzi, proiectul dumneavoastră, propunerea dumneavoastră, Eminescu în fiecare școală, este lansat aici la Beclean, da? Și, ca să înțeleg eu bine, oricine poate să-și aleagă din propunerile dumneavoastră care se potrivesc bugetului și arhitecturii respective. Spuneți-mi de ce v-ați atașat atât de mult de Eminescu și de când, adică, cum a venit atașamentul? Acum, în școală, perioada asta romantică, sigur că aparține și ne legăm, nu ne raportăm acum la arta modernă și la nivel de școală. La nivel de școală, eu lucrând în învățământ, este nevoie de Eminescu, clar, ca și filozofie, ca și poezie, literatură. Și ca să e o gazetare, pentru că a avut o atitudine, rămâne valabilă și asta. Și ce atitudine? Da, care rămâne și în zilele noastre. Ei, eu am avut pentru Eminescu, pentru că noi, copii fiind, ne întreceam care știe mai multe strofe din Lucea. Asta era ca un concurs la școală, era așa noi. Și atunci eu, plătind în sculptură, am făcut portretul lui Eminescu. Poetului preferat. Dacă dați pe internet Eminescu din Dorobanțu, va apărea un articol în care părinții mei își beau cafeaua alături de Eminescu. Vă mulțumesc tare, tare mult pentru micul interviu acordat și sper să reușiți să-l duceți pe Eminescu în fiecare școală. De aici încolo ne zbatem să-l propagăm, să-l ducem mai departe. Sigur că nu pot face foarte multe, nici o școală pe Eminescu, sigur că
nu va fi, adică toate școlile din România vor avea pe emilescu. Nu, deci vor fi. N-are importanță cu denumirea școlii, n-are importanță cu nimic. Este vorba de Ziua Națională a Culturii Române, care să poată fi sărbătorită în școli. Este un pretext, avem pe Eminescu acolo și o statuie 3D are alt impact decât o poză sau orice altceva pe care. Vă mulțumesc tare mult, domnule Bucanu, mulțumesc și eu.